Bună seara, bine v-am regăsit. Începe emisiunea Dale Buzoianului. Este momentul pentru ora de istorie. Invitatul meu în această seară este domnul profesor Edmond Buga Sfinteș. Domnule profesor, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. O oră de istorie pe care telespectatorii noștri o așteaptă de fiecare dată. Am ajuns aproape de decembrie 1989, așa e? Da, vorbeam de mișcările de opoziție împotriva lui Ceaușescu. Am enumerat mișcarea de la Brașov, mișcarea din Valea Jiului. Am adus și anumite date despre evenimentele respective. Să vorbim un pic și despre mișcarea de disidență. În România nu a existat o mișcare de disidență propriu-zisă de calibru celor din Polonia, unde care a avut în frunte pe Valesa, liderul Solidarității, sau din Cehia, care l-a avut pe Václav Havel, care a și devenit ulterior președinte al Cehoslovaciei, ulterior a rămas numai al Cehiei, pentru că Cehoslovacia s-a separat și Havel chiar a și spus înainte de a muri că marele lui regret că nu a reușit să țină unită Cehoslovacia. Sau URSS, unde soljeniți în Saharov, cel care a inventat bomba atomică sovietică, rusă, ca să spun așa, era un nume de rezonanță. La noi au existat niște mișcări palide și acestea au venit doar pe finalul regimului Ceaușescu, în momentul în care au fost dirijați din exterior sau au fost dirijate câteva personalități din exterior ca să arate că există o opoziție la Ceaușescu. Nu au convins pe nimeni. Figură distinctă, figură aparte în acest peisaj de tragicomedie au făcut Doina Cornea, o asistentă universitară în Cluj-Napoca, care a și fost exclusă de la universitate în 1983, care avea fiica și este și în ziua de astăzi căsătorită în Franța. Doina Cornea chiar a murit anul acesta, parcă. Și acesta a făcut anumite manifeste pe care le-a amânat muncitorilor, în special și înainte de Brașov, dar după evenimentele de la Brașov, împreună cu ginerele său, Iuhas, au împărțit manifeste la porțile fabricilor și întreprinderilor din Cluj-Napoca, în care condamnau regimul Ceaușescu. Acest lucru i-a adus evident domiciliu forțat și o ură de opozant a regimului Ceaușescu, care o va urmări până la urmă toată viața și este reală. Până în 1989 ea va avea domiciliu forțat. O altă figură marcantă, oarecum marcantă, a fost matematicianul Mihai Botez, care și el tot după evenimentele de la Brașov condamnă într-o declarație la Europa Liberă neregulile regimului Ceaușescu. Un tânăr, Radu Filipescu, tânăr electronist, care tot așa a tipărit niște manifeste și a fost condamnat în 1983 la 10 ani de închisoare, a fost eliberat în 1986, făcuse 3 ani, trăiește și în ziua de astăzi Radu Filipescu și spre deosebire de mulți revoluționari de profesie care au apărut după Revoluție, precum ciupercile după ploaie, acesta chiar și-a păstrat o anumită decență în tot ceea ce a făcut după 1989. În martie 1989 are loc... Este elaborată scrisoarea celor șase, care este transmisă Europei Libere și este citită acolo. Era o scrisoare a foștilor dinozauri comuniști, dizidenți în interior, era o formă de dizidență în interiorul Partidului Comunist Român, în care arătau că regimul Ceaușescu merge pe o linie greșită și că duce țara la pieire. Toți aceștia au fost dirijați clar de la Moscova, toți aveau afinități cu Uniunea Sovietică. Cei șase erau Grigore Răceanu, fiul său Răceanu fusese condamnat pentru trădare, pentru altă trădare, mulți ani după Revoluție, la mulți ani după Revoluție i-a fost, așa zisă Revoluție, i-a fost comutată pedeapsa, i-a fost anulată pedeapsa fiului lui Grigore Răceanu, fost demnitar comunist, Alexandru Bârlădeanu, care ulterior va deveni și președinte al Senatului, care a ocupat funcții în Partidul Comunist Român până la cel mai înalt nivel, funcții economice, era față de ceilalți, era un profesionist în domeniul economic, el a fost artizanul multor contacte externe și în special cu Moscova, ce este foarte interesant în legătură cu Alexandru Bârlădeanu. El la un moment dat era căsătorit cu o actriță. Era o adevărată boală în rândul nomenclaturii comuniste, căsătoreau cu actrițe. Ștefan Andrei era căsătorit cu Violeta Andrei și mulți alții în acest domeniu, ceea ce înfiera Ceaușescu, care era de o moralitate așa țărănească, ca să ne exprimăm în acest mod. Și la un moment dat serviciile de securitate i-au adus niște poze compromisătoare lui Alexandru Bârlădeanu cu soția sa, mult mai tânără,
Și în momentul în care vine dintr-o vizită din străinătate, pe aeroport l-a așteptat soția cu un buchet mare de flori, care tocmai se despărțise de un prieten de-al ei, iar Alexandru Bârlădeanu, cu maximă demnitate, îi spune: Doamnă, nu sunteți demnă de mine, și a încheiat relația. Dar nu cred că din cauza aceea a semnat scrisoarea celor șase. Silviu Brucan este unul dintre semnatari. El spune că este și inspiratorul și cel care a redactat scrisoarea, că ar fi discutat și cu Iliescu, dar Iliescu nu a semnat-o până la urmă. Gheorghe Apostol, fostul secretar al Partidului Comunist Român o perioadă în timpul lui Gheorghiu Deș, cel care avea pretenția să-i urmeze lui Gheorghiu Deș la putere, pe care Ceaușescu treptat l-a marginalizat în sensul că după 70 și ceva de ani i-au scos pe tușă, după ce l-a făcut ambasador prin Turcia, prin Argentina și așa mai departe. Constantin Pârvulescu, contestatarul de serviciu al lui Ceaușescu de la Congresul al 12 al Partidului Comunist Român, contestatar cu acordul direct al Moscovei, și Corneliu Mănescu, fostul ministru de externe și președinte al Adunării Națiunilor Unite la un moment dat. Scrisoarea s-a bucurat de oarecare ecou doar în rândul posturilor de radio străine care transmiteau și care nu erau bruiate în România, erau combătute prin anumite gazete de la noi din țară. Dar emoția pe plan extern nu a fost foarte mare, pentru că era clar că la bază era mâna Moscovei. În vara anului 1989, pe acel fond în care toate regimurile din jur se prăbușeau, era clar că se va întâmpla ceva și în România, și în pregătirea congresului al 14-lea al Partidului Comunist Român, desfășurat între 20 și 24 noiembrie, mai apar două scrisori care sunt citite la Europa Liberă, una cred că pe 27 august și una pe 8 noiembrie. În prima li se cere delegațiilor la congres să nu-l mai propună pe Ceaușescu și să nu-l mai voteze pe Ceaușescu. A fost inutil, toți cei 3308 delegați l-au votat pe Ceaușescu cu urale, aplauze și confuzie generală, așa cum erau alegerile la Partidul Comunist Român și cum sunt și în ziua de astăzi la multe partide care se trag direct din Partidul Comunist Român. Și în a doua scrisoare îi se puneau o serie de întrebări lui Ceaușescu în legătură cu situația din țară. Aceste scrisoare erau semnate de Frontul Salvării Naționale. După cum bine știți, în momentul Revoluției spuneau că atunci au înființat Frontul Salvării Naționale, dar într-o discuție ulterioară, Nicolae Militaru, caghebist notoriu, generalul Militaru, spune: domnule, Frontul Salvării Naționale funcționează de 6 luni, și eu și cu Iliescu, noi am dat denumirea, noi am făcut și am dres. De fapt, atunci era o luptă pentru preluarea puterii după răsturnarea lui Ceaușescu și fiecare voia să-și consolideze poziția, aducând cât mai multe argumente. Silviu Brucan spune că acea scrisoare, că ei au fost creierul și acelor scrisori, dar că au fost redactate de un profesor, Alexandru Melian, de la Universitatea din București. Profesor despre care nu se știu prea multe lucruri și mai sunt personaje implicate în procesul Revoluției despre care nu se știu multe lucruri. De exemplu, în momentul în care se va deschide ușa la televiziunea română, nu au vrut să le deschidă ușa, dacă nu o deschideau și intrau acolo ca să apară pe micul ecran Dinescu, Caramitru și ceilalți actori care își jucau rolul vieții în acel moment, probabil impactul nu ar fi fost așa de rapid și de devastator pentru regimul Ceaușescu, dar la un moment dat din mulțime iese un personaj despre care spune că este un colonel și după care a emigrat în Canada, dar fără prea multe detalii despre el. Merge la Aurel Dragoș Munteanu, care era președintele televiziunii, sper să nu mă înșel, dar așa era, fost și ambasador și el sau ulterior va deveni ambasador, intră cu el într-o cameră, îi spune 3-4 cuvinte, după care iese și acesta le dă drumul să intre în televiziunea română, care va deveni ulterior liberă. Până atunci nu era liberă deloc. Acestea sunt câteva mișcări de disidență. Tot în noiembrie atunci, studenții din Cluj și din București au încercat de câteva ori să demonstreze pe fondul mișcărilor din Europa de Est, prinseseră și ei curaj. Un moment a fost după victoria României la fotbal împotriva Danemarcei. România a vins Danemarca atunci cu 3-1 și s-a calificat după 20 de ani la campionatul mondial din Italia. Fusese în 70 la campionatul mondial din Mexic și pe acel fond de bucurie
studenții din regie au încercat să facă și să introducă și niște sloganuri de genul vrem reforme și așa mai departe. Au intrat imediat securiști printre ei și i-au dispersat și nu s-a întâmplat nimic nici în acel moment. Interesant, cred că meciul a fost pe 30 noiembrie, dacă nu mă înșel, oricum luna noiembrie, imediat după congresul al 14-lea al Partidului Comunist Român. Deci cam aceasta era atmosfera. Disidențele la noi erau mai mult disidențe de carton. Mircea Dinescu, care un scriitor remarcabil de altfel, un om talentat, este trecut prin unele cărți de istorie scrise și de oameni responsabili ca un disident al regimului Ceaușescu. A avut și el, într-adevăr, domiciliu forțat, ca și Silviu Brucan, dar Dinescu a fost manipulat, eu așa zic, pentru că soacra lui era de origine era rusoaică, era membru al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și își va plăti cotizația la ambasada URSS-ului la București până în 91 la desființarea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Socrul său, care era un profesor universitar de calitate, era de origine, avea origine amestecate evreu-maghiar, iar pe Dinescu și pe Caramitru îi curtau asidiu câțiva ambasadori, invitau pe la serate, în special ambasadorul Olandei avea aici. Deci, toți acești disidenți sau toate aceste disidențe de carton din 1989 aveau legături cu agenturile străine, cum se exprimă Ceaușescu la un moment dat, dar el chiar știa ce vorbește. Când studiem evenimentele din decembrie 89, ar fi bine să luăm procesul lui Ceaușescu și să analizăm fiecare cuvânt în parte, pentru că el știa cel mai bine despre ce este vorba și, după cum s-a dovedit ulterior, a avut dreptate. Numai el punea problema în alți termeni, nu vedea că este aceasta o luptă pentru democrație, pentru libertate, numai naivii vedeau lucrul acesta. Ulterior ne-am lămurit și noi că nu este vorba despre așa ceva, dar atunci mulți credeau că despre așa ceva este vorba. Deci cam acestea ar fi dizidențe. A mai fost și Ana Blandiana, că a scris la un moment dat o poezie cu Motanu Arpacic sau Arbagic, mă rog, în care un pisoi trecea pe stradă și toți ceilalți îl aplaudau și au interpretat cenzura, cei condusă de Dulea, se desfințase cenzura, dar exista un consiliu care verifica că de fapt ar fi vorba despre tovarășul Nicolae Ceaușescu și i s-a creat o ură aurii Anei Blandiana, o poetă absolut remarcabilă, de disidentă. Dar în realitate nu era așa și nu a fost nici marginalizată. Chiar în 1989 i s-a publicat la cea mai populară editură, în colecția Biblioteca pentru Toți. Erau cărți populare în care erau cumpărate foarte. Exact, o carte în care de poezii. Deci și în aceeași perioadă ea participa la seratele lui Gogu Rădulescu, unul dintre membrii marcanți ai Partidului Comunist Român, pe care acesta le făcea la Comana, în apropierea Bucureștilor. Deci disidența românească nu a avut anvergura acelor din unele țări din jur și lucrul ăsta a contat foarte mult ulterior, pentru că nu ai avut pe cine să alegi ca să conducă ulterior România într-o direcție corectă, pentru că nu s-a, după cum am văzut, nu s-a întâmplat deloc așa. O altă problemă interesantă despre care mai vorbim înainte de a intra în meandrele concretului Revoluției Române, este relația lui Ceaușescu cu minoritățile naționale. În fiecare discurs al lui Ceaușescu din perioada aceea, de fapt din întreaga lui perioadă, spunea români, maghiari, germani și toate naționalitățile conlocuitoare, înfrățiți, să aducem bunăstare țării și așa mai departe. Ceaușescu, relațiile cele mai încordate au fost cu maghiarii. El a avut o politică foarte interesantă. Prin dezvoltare economică, prin urbanizare, populația se muta la oraș, migra în interes economic. Populația maghiară era grupată în special în zonele urbane, unde erau și germani, special vorbind de Ardeal, unde erau și germani, unde erau și evrei. Germanilor li s-a permis să emigreze, au plăteau în schimb studiile pe care le făcuseră în România. S-a spus ulterior că Ceaușescu a vândut și evrei, a vândut și sași. Nu a fost deloc așa. Mi s-a părut o măsură de bun simț, o măsură corectă, câtă vreme statul cheltuia cu tine să ți-asigura gratuitate ca să ajungi inginer, doctor, profesor, să
valorifici ceea ce ai învățat în interiorul României și tu alegeai să pleci, plăteai o anumită sumă. Nu erau nici mari, 5-6 mii de mărci, deci nu erau cine știe ce, cât o mașină la mâna a doua în ziua de astăzi, deși sași erau oameni de calitate. Unii dintre ei erau adevărate Mercedesuri pentru civilizația urbană din Transilvania. La fel s-a întâmplat și cu evrei, care nu i-au reproșat de altminte nimic lui Ceaușescu. Mulți au plecat pentru reîntregirea familiilor și așa mai departe. Ei, Germania Federală, că vorbim, erau două atunci, două germani, RFG, Republica Federală Germania și Republica Democrată Germană, de factură comunistă, până la căderea zidului Berlinului. Asta s-a întâmplat după al doilea război mondial și normal că nu migrau în Republica Democrată Germană, toți migrau în Republica Federală Germană, adică în Germania de vest, în vestul Europei. Niciodată nu l-au criticat pe Ceaușescu pentru că nu aveau niciun interes să-l supere și să nu le mai dea drumul celorlalți să plece. În schimb, ungurii permanent îl criticau pentru că ei nu aveau interesul să meargă maghiari din Transilvania în Ungaria. Pe ei nu i-a interesat niciodată acest lucru. Pe ei interesau Transilvania, cum interesează și asta și cum i-a interesat din totdeauna, din ultimii 100 de ani. Și mai înainte, când erau stăpâni pe acolo, tot asta interesau, să dovedească întregii lumi că Transilvania le aparține. Și creau din acest motiv, creau tot felul de probleme în Transilvania. Încurajau pe unii cetățeni români de naționalitate maghiară să protesteze împotriva regimului Ceaușescu, să scoată reviste în limba maghiară pe care ei le finanțau. Oamenii erau prinși, vreau să creeze întotdeauna cazuri, pretexte ca să se întâmple ceva. Și după cum vom vedea, se va și întâmpla ceva până la urmă. Unul dintre pretextele așa zisei revolții în 1989 a fost mutarea lui Laszlo Tökös, un cetățean maghiar, pastor, care era în același timp și agent AVO al serviciilor secrete maghiare și informator al securității românești. Adică era ca tot românul imparțial, pentru că trăia aici în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Ei, pe acest fond al plecării germanilor, al plecării evreilor din zonele urbane, populația maghiară scădea din multe localități, scădea și din orașe și Ceaușescu a început să închidă școli în limba maghiară pentru că nu mai era număr suficient de elevi. Aceștia protestau permanent pentru că li se încălcau drepturile. În 1975 s-a încheiat acordul de la Helsinki și pe baza acestui acord ungurii puteau tot timpul să dezvăluie lumii abuzurile regimului Ceaușescu, care nu erau abuzuri, să fim serioși, numai că Ceaușescu spune la un moment dat următorul lucru foarte interesant. Spune, nu putem să facem discriminare pozitivă, ar fi un lux prea mare pentru noi. Adică și maghiare și români au aceleași drepturi. Nu putem să le dăm lor mai multe drepturi decât dăm românilor. Ceea ce ulterior, după cum bine știm, s-a întâmplat, pentru că sunt unguri care au, ungurii au mai multe drepturi decât românii. În spiritul așa zisei politici corecte. Numai corectă nu este, dar în direcția asta s-a învârtit lumea în ultima perioadă. Ungurii nu vroiau să-și piardă acele zone în care populația maghiară era mai numeroasă. Prima mare ceartă, ca să spun așa, între Ceaușescu, Fazekas și ceilalți reprezentanți ai minorității maghiare a fost în 1968, când este aprobată legea administrației publice locale. Ei vreau să aibă un județ mare cu toată populația maghiară, care se corespundă fostei regiuni autonome Mureș. Ceaușescu nu face acest lucru, le dă două județe, Covasna și Harghita, dacă o populație e puțină, iar Mureșul și Brașovul, acolo ungurii au devenit minoritari. O mișcare de șah a lui Ceaușescu și, în general, minoritatea maghiară de România, oamenii de rând nu erau nemulțumiți de regimul Ceaușescu pentru că exact în zonele lor el industrializa, construia. De ce? Pentru că atunci era nevoie de forță de muncă și migrau oameni din Moldova, se mutau în regiunea Brașovului, în regiunea Mureșului, în Covasna, în Harghita și în zonele respective și în felul acesta se ajungea la un melanj așa între români și maghiari. După 1989, după cum bine se știe, s-a încercat o acțiune inversă, chiar prin forță, a reprezentanților maghiari. Deci, în privința minorităților, Ceaușescu a jucat permanent șah. El era și un bun jucător de șah și a încercat să valorifice calitățile acestora, dar să nu dăuneze poporului român. După congresul al 14-lea al Partidului Comunist Român,
Ceaușescu se deplasează în, are loc o întâlnire la Moscova cu Gorbaciov, după întâlnirea acestea din 2-3 decembrie 89 cu Bush și la Malta. Ceaușescu ceruse la Congres anularea, în discursul final, pactului Ribbentrop-Molotov, în condițiile în care se prăbușise zidul Berlinului, și deși a consecințelor acestui pact. Deci, prin urmare, Ceaușescu dorea Basarabia și Bucovina să se întoarcă la România. Evident că nu a fost pe placul Uniunii Sovietice, chiar ministrul de externe al Uniunii Sovietice spunea că să discutăm acum anularea unor documente istorice și modificarea granițelor este o mare prostie. După întâlnirea din 5 decembrie 89, în care Ceaușescu îl invită la vânătoare în luna ianuarie pe Gorbaciov, trebuie să aibă loc o vânătoare în județul Dâmbovița aici. Acela acceptă și la acea discuție spune ministrul de externe sau Râșcov, spune să cine o mai trăi până în ianuarie. Așa a fost interpretată de unii istorici. Realitatea era că era o exprimare rusească prin care arăta că sunt sărbătorile și vom vedea noi ce va fi pe atunci. Unii au interpretat că l-au amenințat în felul acesta pe Ceaușescu că nu va mai trăi până în luna ianuarie. La întoarcerea de la Moscova în avion, Ceaușescu era abătut, era gânditor și spune, cred că ministrul de externe Ion Stoian, el era atunci, venise după Iosef, după totul, care s-a sinucis ulterior în pușcărie, și cred că îi spune, acest Gorbaciov este un om foarte rău și periculos. Ceea ce pentru Ceaușescu, așa a și fost. În data de 11 decembrie 1900, ca să legăm lucrurile cu minoritățile, că n-am vorbit fără un motiv, în 11 decembrie 1989, la televiziunea din Budapesta, televiziunea maghiară, la postul principal al televiziunii maghiare, la emisiunea Panorama, putea să-i spună și Panorama, că nu era nicio greșeală, apare László Tőkés, înconjurat de enoriași, în care spune că este persecutat de regimul Ceaușescu. El, Pavel Tăcheș, era un pastor. Tatăl său era tot pastor reformat și pentru anumite matrapazlăcuri, unele chiar infidelități conjugale, se luase decizia la un moment dat să-l mute dintr-o parohie, sau cum se numesc asta la ei, cred că tot parohie se numesc, într-o parohie în alta. El s-a opus, n-a lucrat vreo 2 ani de zile. Acum era la Biserica Sfânta Maria din Timișoara. După acest interviu, episcopul, care era tot de origine maghiară, hotărăște să-l mute de acolo într-o comună din județul Sălaj, dar el se opune, nu este de acord. Evident că este pus în cârca lui Ceaușescu, că el l-a convins, e posibil să fie așa, pe episcop să-l mute din Timiș. În prima etapă, în 15, el se opune, nu dorește să plece, vin enoriașii și în ziua de astăzi se întâmplă așa ceva, când un preot trebuie să fie mutat dintr-o parohie unde este respectat, unde este iubit, are contact cu enoriașii, oamenii se revoltă. Vin, îl sprijină pe Tőkés, vin și cei și baptiștii și aceia sprijină, nu era o mulțime așa numeroasă. În schimb, în 16 decembrie, a doua zi, este mai multă lume, se adună acolo ca să susțină pe Tőkés. În 16 decembrie vine și primarul Timișoarei, Ilie Moț, care spune, nu îl mai mutăm, îl lăsăm aici, Ilie Moț sau Ion Moț, e un personaj de-al lui Sadovean, da? Ion Moț spune, nu-l mai mutăm de aici. Mulțimea cere să le dea scris, el nu le dă scris, o greșeală a primarului Timișoarei. Și spiritele se agită, încep să vină și români acolo ca să-l sprijine pe László Tőkés. Încep să aibă, deci 16 decembrie poate fi considerat începutul Revoluției Române. Oamenii români încep să pleacă pe 17 decembrie, mărșăluiesc spre centrul orașului. Centrul se mută de la locuința lui Tőkés la Catedrala Metropolitană, de la București vin în 17 decembrie Ștefan Gușă, generalul Ștefan Gușă, buzanul nostru, Ion Coman, generalul Ion Coman și cu alți demnitari comuniști ca să pună ordine în Timișoara. Au loc conflicte,
dar nu mai este, deja nu mai este vorba despre a apăra pe Lazlo Tökes, pentru că în ce se întâmplase în perioada, o să revenim la 17 decembrie și la Lazlo Tökes, în perioada următoare. Deci serviciile secrete sovietice, KGB-ul, serviciile maghiare și poate și cu unele servicii sârbești, hotărâsele să-i dea lovitura de grație lui Ceaușescu, conform înțelegerii de la Malta. Și stabiliseră câteva puncte în care să izbucnească revolta. Unul dintre ele era Iași. La Iași, pentru că era aproape de graniță, se deplasau foarte ușor din Republica Socialist Sovietică Moldovenească, cunoșteau foarte bine limba română, fiind mulți ofițeri KGB de origine moldovenească, dar nu numai aceia, ci și aceia care studiau la Chișinău, care făcuseră armata acolo, în zona Moldovei, deci cunoșteau limba română și aceia au fost deplasați în România. Toată luna a crescut, a fost un aflux de turiști extraordinar. Toți erau numai bărbați, de parcă se aprobase vreun referendum pe la ei pe acolo, toți erau tunși scurt, călătoreau câte 4-5 mașini Lada, unii au rămas la Iași, alții s-au dus la Brașov, alții s-au dus la Timiș, au venit și din Serbia și din Ungaria pe partea cealaltă, ca să facă micul trafic de frontieră. Se dădea voie să vină să vândă anumite produse prin piețele în zonele de graniță. Ceaușescu, după ce își dă seama de ce înseamnă micul trafic de frontieră în acel moment, îl interzice, dar prea târziu, pentru că veniseră mii de turiști la noi în țară. Ne oprim pentru publicitate și apoi o să continuăm firul poveștii, firul istoriei, exact din momentul în care a rămas. Am și câteva mesaje, domnule profesor, eu le citesc în a doua parte. Revenim în câteva minute.